Ca să ne venim și noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru să rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea dintâia săptămânii, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cu tremur mare că îngerul Domnului coborând din cer și venind a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă precum zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau
și s-au făcut ca morți. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, a înviat precum a zis. Veniți să vedeți locul unde a fost pus Domnul. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că a înviat din morți și iată, va merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea, iată, v-am spus vouă. Iar ele plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând, bucurați-vă! Iar ele apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Atunci, adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat banii mulți ostașilor zicând, spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Și de se va auzi aceasta, dregător, noi îl vom îndupleca și pe voi, fără grijă, vă vom face. Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până ziua de astăzi. Slavă! Slavă Sfinte și cele de ofință și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, fața lui,
cei ce-l urăsc pe dânsul. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Precum se împrăște fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Așa pierd păcătoșii de la fața lui, iar dreptii se veselesc. Hristos a înviat din morți cu moartea, pre moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. Hristos a înviat din morți cu moartea, pre moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințit părintele nostru Teofan, arhiepiscop al Iașilor, mitropolit al Moldovei și al Bucovinei, pentru cinstita preoțime și într-un Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Amin. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, să ne închinăm Sfintei Învierii Lui, cele de a treia zi. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. O să învia din morți, cu
viață dăruindu-l. Deschideți, boieri, porțile voastre și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Deschideți, boieri, porțile voastre și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul Dumnezeul puterilor, Dumnezeul oștirilor îngerești, Domnul Sabaot. Deschideți, boieri, porțile voastre, ca să intre împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Hristos a
miluiește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomenim. Și toată viața noastră de Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Astăzi este mântuirea
înaintea lumii, că a înviat Hristos, ca cel tot puternic. Hristos a înviat din morți. Amen. Că cel ce a desfăcut pe cele feciorești, osta Hristos, iar ca o mielușel s-a chemat, și fără prihană, pașile noastre ca cel ce n-a gustat întinăciune, și ca un Dumnezeu adevărat, desăvârșit s-a numit. Hristos a înviat din morți. A un mielușel de un an, cununa cea binecuvântată de noi, Hristos de voie pentru toți s-a jertfit. Paștile celea curățitoare și iarăși din mormânt a strălucit noua mai frumos soarele curății. Hristos a înviat din morți. Dumnezeiești Părinte David, înaintea chivotului umbrei a să toată sufletul, iar noi popor la lui Dumnezeu, plinirea închipuirilor văzând, să ne veselim dumnezeiește, că ar înviat Hristos, acela tot puternic. La dumnezeiasca strajă de Dumnezeu, Crăitorul Avacum, să stea împreună cu noi și să Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit cu mare glas, astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos, ca cel tot puternic. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte viață. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Yeah.
iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, pe Dumnezeu răscătoarea și pururea Fecioara Maria, de Sfinții să o pomenim. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin.